numesc Cristina Bahnaru, sunt coordonator de proiect din partea Centrului Filia, împreună cu INSMC, cu Sastipend și Renașterea, implementăm un proiect finanțat din fonduri europene de screening pentru cancer de col uterin. Astăzi am avut deplasare și suntem în acest moment în Comuna Lerești, unde au fost mobilizate peste 50 de femei să participe la testare HPV. În cadrul acestui proiect, femeile participă gratuit la testare HPV și o veste bună este că în cazul în care avem paciente care sunt depistate pozitiv la HPV, chiar dacă nu sunt asigurate medical, ele vor beneficia de tratament și vor putea merge în continuare la analize. În cadrul proiectului avem o țintă foarte, foarte mare de a atinge un număr total de 170.000 de persoane. Acest proiect se implementează în 7 județe din sudul țării și se va termina în anul 2023. Sperăm să găsim oameni, femei interesate, din ce în ce mai multe, care să participe la aceste analize, care sunt niște analize foarte importante. Aceste analize, dacă sunt făcute la timp, putem preveni situații grave de cancer, se pot depista din timp și pot fi tratate foarte ușor. Cu cât mergi mai devreme pentru a-ți face acest test, cu atât nu ești în pericol de a face de a ajunge într-un stadiu avansat de cancer de col uterin. Vă mulțumesc și vă așteptăm la testare.